știu dacă nu spuneți voi ce... Da, știu, nu, știu ce înseamnă declarația, dar nu știu ce înseamnă că nu sunt antrenor sau când voi fi, nu știu, acum ce sunt. Sunt și contestatare, în orice meserie. A, bineînțeles, nu, că nu... Uite, și domnul Ipstic a zis că trebuia să transpir mai mult pe la alte echipe mai mici, gen voluntar și așa mai departe. Da, probabil, nu... Revnic! Și... Până la urmă, declarația lui Ceaușescu n-a fost una și chiar așa de rău, am citit tot. Nu spunea de mare credere tine, spunea că trebuie să dovedești. E normal, asta am spus-o și eu și... Dar asta nu trebuie să dovedesc neapărat constatarea lumei, celor care critică sau mă critică, ci tuturor, și inclusiv mie, trebuie să-mi demonstrez că meseria asta pe care am ales-o, o știu să o fac bine și să avansez în cariera mea și să ajung un antrenor mai bun. Asta nu înseamnă că o să mă supăr dacă X, Y, ca să-mi dau nume, spun sau au anumite păreri, părerile lor și eu sper să... Eu îmi văd de treaba mea, încerc să fiu... Că dacă aș fi să mă uit pe, să citesc tot ce se spune despre mine, n-aș mai avea timp să fac alte lucruri care sunt cu adevărat importante. De cei care t-au lăudat și t-au urat succes a fost Victor Piciorcă, un om care tu ai avut mai multe discuții în perioada în care era selecționer. Ai vorbit cu domnul înainte să semnezi, să aducă ce-i semnat. Nu, am vorbit cu dânsul, nu am vorbit după ce am semnat, doar prin mesaje. Trebuia să ne întâlnim să bem o cafea, că aș vrea să mă întâlnesc cu dânsul, pentru că aș vrea să vorbesc așa puțin. Fiind foarte mult timp selecționer al României, să-mi dea niște sfaturi, pentru că cred că e în măsură să-mi dea aceste sfaturi și chiar aș vrea să văd așa cum vedea neapiții lucrurile din postura de antrenor. Acum sunt curios, pentru că inclusiv cu ce s-a întâmplat cu mine, pentru că nu, adică am vorbit despre acest lucru, ne-am împăcat, nu știu dacă eram certați, în fine. L-am lămurit lucrul ăsta și acum nu am ce fel de problemă, chiar îi mulțumesc că a vorbit frumos de mine și știi cum atunci când se întâmplă lucruri de astea, crescând și asta te face și să-ți pară rău că zici, când... că ai spus anumite lucruri cu ani în urmă. Dar mă bucur că lucrurile au trecut. Deja acum multă lume vorbește despre mine ca jucător, ceea ce nu mai are nicio treabă cu mine în momentul actual și încerc să vorbesc și cât mai puțin despre acest lucru, pentru că una eram ca jucător și una acum ca antrenor, de fapt, când vorbeam și cu anumiți colegi de dumneavoastră, cu unii dintre voi, că și când am început la voluntar până în momentul de față, sunt alt antrenor.